Bună seara! Mulțumim că ați ales în această seară să fiți alături de noi, echipa de la Linux pentru Educație. În această seară, Călin Miclăuș, colegul nostru care s-a ocupat de aplicația Constructor, vă va prezenta modul în care puteți să generați propria distribuție bazată pe Ubuntu LTS și, dacă doriți, puteți să folosiți și distribuția Linux Edu. Călin, ne auzi? Da, vă aud. Bună seara, bună seara. Bine te-am găsit. Ai cuvântul. Super, mulțumesc. În cele ce urmează, o să vorbesc despre cum se face o distribuție propriu-zisă. Și va fi o prezentare destul de tehnică, adică se adresează mai mult dezvoltatorilor. Practic, trebuie să știți ce, ca să înțelegeți despre ce vorbesc, trebuie să nu vă sperie consola, să înțelegeți în mare ce era un ISO și, nu știu, vedem pe parcurs dacă mai apar treburi care trebuie menționate. Bun, să revin la constructor. Ce e constructorul? Constructorul e o scuda, e un altă care ne generăm ISO-urile pentru Linux Edu. E destul de maleabil încât să permită relativ ușor crearea unui nou remix de Ubuntu. Nu e chiar o distribuție, Ubuntu e un remix Ubuntu, e bazat pe Ubuntu. Și să-i dăm drumul. Din ce e compus constructorul? În principal sunt două scripturi, printre care utilizatorul trebuie să îl apeleze doar pe unul, BLCH-ul, și la BLCH trebuie să-i comunice unui parametru varianta pe care o vrea construită. Ce variantă? Varianta e o customizare a Ubuntu-lui și practic se poate face o variantă pentru Linux Edu, se poate face o variantă pentru ciclu primar, ciclu gimnazial, pentru liceu, pentru facultăți. Variantele diferă între ele în principiu prin selecția pachetelor. Noi am lucrat mai mult pe varianta Palade, deci dacă vreți să vă customizați varianta voastră, vă recomand să plecați de la Palade. Restul variantelor nu prea sunt stabile, e mai mult cod rămas din experimente anterioare. În prezentarea asta voi genera o distribuție nouă sau un remix nou bazat pe Palade plus câteva modificări ca să vedeți cam pe unde trebuie modificat și pe unde trebuie piscălit ca să arate cum vrem. Bun. Ce conține o variantă? După cum spuneam, e scriptul central, BLCH, care în principiu își pregătește un mediu intern cu deep bootstrap, își pune baza Ubuntu-ului. După aia vine cu un alt script cu care utilizatorul nu are contact direct, customize chroot. Scriptul ăsta se ocupă de ce e în interiorul acelui mini-sistem. Și anume, instalează pachetele care le găsește în packages list, apoi rulează varianțe hash, care e un alt script pentru customizări care nu se pot face cu apt-get. O să intrăm imediat în el. Mai copiază resurse specifice fiecarei variante. Resurse care pot include imagini de fundal, de exemplu, sau pachete care nu sunt disponibile în repozitorile Ubuntu, sau alte fișiere, configurări de sistem care se vor a fi făcute și așa mai departe. Și varianta mai are un fișier build care e practic versiunea variantei.
De exemplu, în momentul actual, pentru Palade, noi suntem la versiunea 0.8, pentru că în fișierul build există informația asta, e la versiunea 0.8. Asta se implementează automat de fiecare dată când se construiește un ISO și procesul se termină cu succes. Bun, să vedem ce mai conține aici Palade. Intrăm în packages list și vedem că are următoarele pachete. În primul rând își pune pachetul desktop base, care conține diverse utilitare de sistem destul de necesare, câteva engine-uri pentru teme. Userul nu o să aibă neapărat contact cu astea, ele au fost testate și e bine să rămână aici pentru că altfel sigur apar probleme. Ce mai conține varianta asta? E Linux Palade, fiind bazat pe sau fiind construit în jurul window managerului LXDE, conține toate pachetele din suita LXDE, adică terminalul, ceva task manager și alte pachetele din jurul lui. Are software center-ul pentru că userul să-și poate instala în mod grafic alte pachete din repo-ul Ubuntu și login managerul sau desktop managerul LXDM, care se ocupă de autentificarea userilor la pornirea sistemului. Compton e folosit pentru câteva efecte grafice, se vă arăt imediat cum arată. Aici pe linia asta am pachete educaționale incluse în Palade la momentul actual, la versiunea 0.8. Mai are un browser, un player de muzică, un player video, Gnumeric și Abby Word ca pachete pentru editarea de texte și calcul celular, cred că așa îi spune, LibreOffice comentat și Network Manager pentru configurarea rețelei. În distribuția sau în varianta pe care o vom construi bazat pe Palade, vom include încă 2-3 pachete ca să vedeți unde se face diferența. Bun, asta ar fi povestea cu Packages List. Mai este varianțe H, unde se fac customizări ulterioare instalării pachetelor. Adică, după cum scrie și în documentație, chiar la capăt, aici la Build Steps, aici e documentat fiecare pas care se face și dacă urmăriți textul respectiv o să vedeți că ordinea următoare se instalează pachetele, se copiază resursele și apoi se execută variant.sh. Unde fac diverse fixuri ca sistemul să meargă așa cum trebuie. De exemplu, după ce instalezi pachetul Network Manager, el în mod implicit nu se ocupă de conexiunile plăcile de rețea. De ei, pun manage egal cu true într-un fișier de configurare. Treabă care e muzei să fac dacă vreau să funcționeze din prima. Altă problemă ce am avut era că installerul de Ubuntu nu rula cu drepturi de root. Și atunci am pus un sudo în față. Deci sunt tot felul de mici hack-uri care trebuie să făcute. Sau setarea zonei de timp pe București, să fie în mod implicit pe sistemul live. Deci cam asta se întâmplă în varianțe H. Fiecare variantă are un script înăuntru varianțe H care poate să facă modificări în sistem. Bun, deci build-ul am spus că e versiunea curentă, build number-ul, packages list e lista de pachete care se instalează cu upgrade. Varianțe H este scriptul care rulează în chroot și care customizează sistemul în funcție de nevoile utilizatorului. Pe lângă astea trei fișiere mai este directorul resources, care va fi copiat în rădăcina sistemului și care poate să conțină diverse treburi, cum ar fi un wallpaper sau teme GTK, fișiere de configurare sau fișiere config pentru anumiți useri, inclusiv pentru userul root, și fișier din etc. Configurație practic sistem-wide. Din resources e etc scale. Asta e un director
care există pe orice sistem Linux, practic conținutul acestui director va fi copiat în home când se creează un user nou. Deci, tot ce vreau să pun ca și configurație a unui user de sistem trebuie să pun în etc/scale. Ca să vă dau un exemplu, toți userii noi creați pe Palade vor avea tema GTK aceasta, Win8.7. Dacă se vrea schimbat această temă, aici trebuie modificat, pentru că conținutul acestui director va fi copiat în home-ul noului user. Așa. Bun. Spuneam mai devreme că Palade e construit în jurul window managerului LXD și LXD-ul, așa e el făcut, că wallpaper-ul e gestionat de program de aplicație PC ManFM. Practic, aici se setează wallpaper-ul. Deci eu spun asta pentru că o să intrăm să schimbăm, ca să vă arăt cum se creează un nou remix, o să intrăm să schimbăm imaginea de fundal. Bun, cam asta ar fi vorbirea. Bine, opțiune sunt multe, vă recomand să intrați pe github.com/educație/constructor și aici vedeți toate setările care sunt făcute, toate personalizările. Bun, să trecem la partea practică. Aici am un Palade în mod live CD. Vă arăt cum arată el. El a fost construit exact cu ce vedeți aici pe ecran în repozitoriul de pe GitHub. Adică, de la categoria internet, are Quiet RSS și Chromium. O să mai adăugăm aici un pachet, Transmission, de exemplu, ca să vedeți că se instalează automat și că îl bagă în categoria potrivită. Și mai este treaba la educație, are 1, 2, 3, 4, 5 pachete. O să instalăm un pic mai multe. Și mai mult o să schimbăm imaginea de fundal. Bun, cum facem toate astea? Am aici un constructor, e clonat direct repozitoriul de pe GitHub. Cam așa arată și pe GitHub, mai puțin logurile și imaginea de ISO, care am făcut un pic mai devreme în cursurile de astăzi. Și în varianți am variantele care le-ați văzut pe GitHub. Bun, haideți să ne facem o variantă nouă, cum se spune, mai spunem testing. Intru în directorul varianți, copiez Palade, îi spun testing. Așa. Și aici am testing. În primul rând schimb build number, îi spun că e 0, că încă n-am construit nimica. Deci primul build va fi 0.1, să se incrementează la fiecare rulare. Ce mai vreau să mai adaug? În packages list, mai vreau să mai adaug, de exemplu, transmission. Ăsta va apărea la categoria internet, e un client de torente. Și Ubuntu Edu Tertiary, cred că așa e. Haideți să vedem, salvăm. L-am botezat oare? Nu l-am botezat, există, perfect. Ubuntu Tertiary e un metapachet Ubuntu care conține diverse pachete educaționale pentru ciclu 3 de educație, liceu. Bun, am modificat packages list. În varianță H nu am ce modifica deocamdată. Ar trebui să funcționeze și transmission-ul și pachetele din Tertiary. Plus că bazându-mă când am făcut varianta testing, m-am bazat pe Palade. Palade știu că e stabil, știu că funcționează. Nu aș vrea să repar mașina care nu e stricată. Dacă funcționează, o las așa până când văd că ceva nu funcționează. Bun, deci am adăugat două pachete în plus. Haideți să schimbăm și wallpaper-ul. Am spus că e în etc/scale.
config, în PCMFM, în desktop items. Aici ar trebui să fie. Și aici văd că el își ia un PNG din directorul usr share lxde wallpapers. Bun. Intru în variance, tot în testing, în resurse și am spus că e usr share lxde wallpapers. Ei, astea sunt, sunt resurse de tip imagine fundal, care le pun în variantă și care sunt accesibile în ISO final. Să spunem că luăm img12.jpg. Nu știu exact cum arată, pot să testez să văd. Că pot să-l iau de aici. Desktop preferences. Nu iau theater, iau img12. Ăsta, img101.jpg. O să-l pun pe ăsta în, în configurarea PCMNFM-ului. Deci img101. E disponibil, e disponibil, perfect. img101.jpg. Așa e? A, așa e. Bun, ce ar mai trebui să, să fac? Oare dacă îi dau acum logout, mă duce la login manager sau îmi crapă tot sistemul. Asta e în mod live CD, deci el n-ar trebui să-i dea niciodată logout. Bun, vă arăt doar cum arată login managerul. Arată așa. Adică și ăsta are o, o imagine de fundal. Haideți să schimbăm și pe asta ca să fim, să fim cu totul mulțumiți. Ieșim afară, o să-i punem img105. Nu știu cum arată aia, dar ne descurcăm. Configurarea pentru Login Manager e direct în etc, în lxdm, în lxdm.conf. Edităm fișierul ăsta și aici undeva background. Îi punem img105, parcă, în jpg. Opa, da, ăsta cu piano, perfect. Deci ce am schimbat? Am schimbat imaginea de fundal a login. Imagine de fundal pentru user și am inclus două pachete sau un pachet și un meta-pachet, un transmission care trebuie să o găsim în internet și am mai adăugat Ubuntu Edu Tertiary, care a trebuit să apară multe dintre ele în education. Bun, și de aici putem să-i dăm drumul. Testing. Îi spunem build. .sh testing. Mesajele astea sunt utile, dar mai util decât astea e output-ul propriu-zis, care poate fi găsit în constructor tel-f testing. Hai să vedem ce fișiere avem aici. Linux Edu testing. Ei, vedeți, a și pus 0.1, adică a incrementat informația găsită în fișierul build, care era 0, plus 1 egal cu 1. Deci e varianta testing, versiunea 0.1. Termină fișierul ăsta și o să vedem direct output-ul instalării. Va dura în jur de un sfert de oră, 25 de minute, toată povestea. Un sfert de oră, 20. Fiind mai multe pachete, ISO-ul probabil că o să aibă undeva pe la 1,2 giga, 1,3 giga. Pe acolo, pe undeva. În mare parte, v-am spus ce se întâmplă. O să mai am o observație de făcut și anume în momentul când
Sistemul va intra în aceeași root, se va schimba și logul. Și să dea termen, va trebui să opresc terminul safe-ul ăsta și să-i dau terminul safe pe alt fișier. Bun, dacă sunt întrebări până acum... Da, aș avea eu câteva întrebări pe care aș vrea să ți le pun. Ce ai spus că folosim Ubuntu, da? Care este varianta pe care o folosim? Se poate folosi orice variantă de Ubuntu? Nu, se poate folosi doar Ubuntu 14.04 și se vorba și din ce cauză. Un cuvânt, de ce am ales Ubuntu 14.04? L-am ales pentru că are suport până în 2019. Adică vor veni până în 2019 update-uri la toate aplicațiile instalate. În resources, în etc. Nu, pardon. Direct în constructor, variants, common. Ce cu directorul ăsta common? Directorul common conține resurse care vor fi copiate în toate variantele. Și cred că e un singur fișier aici sau câteva fișiere, common etc, da, resolve conf, host, dar cel mai important e etc apt sources list. Practic ăsta e locul unde își definește package managerul lista de repozitoriuri de unde să-și instaleze pachetele. Și ăsta e sources list de pe Trusty, de Ubuntu 14.04. LTS. Constructorul va și comenta dacă e rulat pe alt sistem de operare, adică altceva decât Ubuntu 14.04. Este pe aici pentru o verificare. Da, aici. Ok. Dacă vrea să continue, e pe riscul lui. N-am testat pe alte... Bun. Ce vreau să te întreb? Există posibilitatea să se folosească constructor pe alte platforme decât Linux și mă refer aici la Windows, de exemplu? Nu se poate. Okay. Din cauza că se folosește de dbootstrap, care e pachet clar Linux, chroot și nicio șansă. Ok. Ar putea fi adaptat. Da? Spuneți. Practic, concluzia era că dacă cineva vrea să dezvolte peste Linux, peste Linux Edu, trebuie să folosească Ubuntu 14.04, care este oferită cu suport LTS pe termenul până în 2019, da? Exact. Ok. Exact. Bun. Ar putea fi adaptat să meargă și pe Debian, numai că în acest caz trebuie modificat destul de profund. Cea mai dureroasă treabă e installerul, care cred că e instalat pe aici. Hai să vedem. Ubiquiti. Da. Deci Ubiquiti e installerul Ubuntu. Are și Debian installerul lui, numai că cine vrea să-l facă să meargă pe Debian, va trebui să rezolvăm primul rând problema asta. Mm-hmm. Problema installerului. Ok. Bun. Cum se poate face? Poți să ne mai spui o dată care este fișierul în care trebuie să modificate pachetele în cazul în care cineva dorește să facă o distribuție, să zicem, pentru o anumită universitate sau pentru un anumit liceu? Linux Edu, at liceul meu. Sigur că da. Repet pașii. Deci, în primul rând, trebuie să-și copieze varianta asta palade, să-i dea un alt nume, de exemplu, liceul meu. Da. Înăuntru, ca prim pas, e să pună versiunea din build pe 0, ca să înceapă numărătoarea de la 1, 2, 3 și mai departe. Trebuie să se gândească ce pachete are nevoie și să le pună, să le adauge practic aici în package list. Recomand să nu facă pe altceva în afară de LXDE. Există variante și pentru XFCE,
numai că nu sunt foarte testate, nu cred că am inclus aici Login Manager, deci sunt așa într-un fel de pre-alpha stage. Se poate face, numai că necesită timp. Timp și debugging și așa mai departe. Dar să revin. Ce are de făcut? Deci trebuie să copieze directorul ăsta, să pună build-ul pe 0, să-și aleagă selecția lui de pachete și cam atâta. Poți să intri în packages.list și să vedem cam ce ar însemna să adauge aici. De exemplu, să zicem că ar vrea să adauge, nu știu, o aplicație audio. Ce ar trebui practic să modifice? Să pună pe un rând gol numele aplicației care o găsește cu apt-cache search. De exemplu, dacă vreau să instalez mPlayer. O secundă, văd că ăsta a intrat deja în chroot. Îmi și spune că pot să mă uit la fișierul ăsta. Iau copy-paste cum scrie aici. Nici nu trebuie să fie aici, minus F, intrăm direct așa. Deci, în varianți, în liceul meu sau testing sau indiferent, în packages list, trebuie să fac exact ce am făcut eu, în loc de transmission, să mai pun aici mPlayer, de exemplu, sau ce aplicație dorește omul. Deci, practic, cu condiția ca această aplicație să fie disponibilă dacă ar da apt-get install mPlayer. Ok. Dacă nu se întâmplă acest lucru, ce soluții sunt? Dacă aplicația e pe un PPA, de exemplu, sau pe un repo extern, trebuie să modifice în common un etc apt sources list. Practic trebuie să adaugi aici la capăt adresa PPA-ului sau a repozitorului extern. Și atunci va fi accesibil aplicația lui dacă ar da apt-get install. Da, noi chiar o să facem acest lucru cu anumite aplicații care nu se găsesc în Ubuntu, da? Bun, Călin, până când vei termina tu instalarea, am să preiau eu pentru câteva minute prezentarea pentru a le arăta celor care ne urmăresc și cum lucrăm noi, da? Perfect. Ok. Bun. Ok. Vezi ecranul meu, da? Da, se vede. Ok. Deci, în primul rând, de unde se poate downloada ISO-urile pe care noi le creăm, aveți această adresă sourceforge.net/project/educație. Puteți să vedeți aici un sumar al întregului proiect, o scurtă descriere, licența care este EUPL, care înseamnă European Union Public License, o licență care poate fi utilizată în interiorul Uniunii Europene, dar și în afară. Este practic varianta pentru Uniunea Europeană GPL. Aici este site-ul nostru pe care o să vi-l arăt imediat și câteva print screen-uri pe care noi le-am făcut și care de cele mai multe ori sunt de la o aplicație, de la o versiune anterioară, pentru a putea vedea exact cum sunt aplicațiile în varianta, în ultima variantă, cel mai bine este să fie downloadat. Aici am arătat. Ok, spun lucrul ăsta pentru că inițial am încercat să facem o aplicație, o distribuție care să arate cu sistemele cunoscute și care sunt foarte utilizate în momentul de față în România. Apoi, la files, aveți aici, aici este Palade. Călina a menționat anterior că lucrăm la această distribuție. Ea poartă în momentul de față numele cercetătorului român, laureat cu premiul Nobel pentru
chimie, este vorba de Emil Palade. Mai mult decât atât, alte versiuni pe care le putem lansa în viitor vor putea avea alte nume, dar în momentul de față aceasta este singura. Și aici puteți să vedeți diferite versiuni. Vă recomandăm de cele mai multe ori să le downloadați pe ultimele disponibile. Ok. Deci pe SourceForge puteți găsi absolut de fiecare dată informațiile despre ISO-urile, urmând ca în perioada următoare să putem oferi și alte mirroruri, în sensul în care Linux-ul să poată fi downloadată și de pe alte servere decât de pe SourceForge. Aș vrea totuși să vă arăt și site-ul nostru, așa arată în acest moment. Aici pe partea stângă sunt soluții pentru diferite materii predate în școli. Am să intru doar la matematică, voi puteți să intrați și la celelalte. Avem aici pentru fiecare soluție avem câte o pagină deja creată, iar cu timpul le vom documenta. În momentul de față sunt doar link-uri către soluții, către site-urile respective, fără a fi oferite foarte multe detalii. Dar cu timpul vom oferi detalii despre cum pot fi folosite fiecare soluție pe care noi o prezentăm și pe care o putem include sau pe care voi o puteți downloada pentru a putea să vă bucurați de ea. Mai mult decât atât, puteți să găsiți aici o listă de distribuții care sunt dedicate pentru educație. Și atunci când ne-am apucat de Linux pentru educație, am observat cu plăcere că există multe alte distribuții, unele localizate în limba română, pe care vi le recomandăm. Aș menționa aici doar două dintre ele. Este vorba de Eduro Linux, care este o distribuție bazată pe Debian, care conține o listă foarte interesantă de aplicații, din care și noi ne-am inspirat. Și mai mult decât atât, aș mai spune doar de ROS Linux, care a existat în decursul timpului și care era o distribuție care se adresa studenților la medicină și însemna Romanian Simple Linux, Linux for Medical Students. De asemenea, mai jos aveți și o listă impresionantă, spun eu, de la momentul acesta sunt alte 40 de distribuții pe care noi le monitorizăm pentru a vedea ce alte soluții mai sunt incluse pentru educație în aceste soluții. Unele dintre ele sunt updatate, altele sunt mai puțin updatate. De asemenea, aveți aici și pagina noastră și legată de Linux Edu, de distribuția Linux Edu. Mai mult decât atât, vedeți că avem și un calendar al întâlnirilor pe care noi le avem. Vor fi atât pentru dezvoltatori cât și pentru utilizatori. Veți avea aici de fiecare dată atât modul de înregistrare la aceste întâlniri, cât și rezultatele întâlnirii noastre. Întâlnirile sunt înregistrate, le vom uploada pe YouTube. De asemenea, avem aici o pagină în care vom updata toate diferențele dintre o anume versiune și următoarea, în așa fel încât să se vadă foarte clar care sunt diferențele și ce a apărut și eventual și ceea ce a dispărut într-o anumită variantă. Deci am realizat practic o altă variantă. În momentul de față nu avem lucrul acesta datorită faptului că încă suntem în dezvoltare. De asemenea, avem și o pagină care în acest moment se numește voluntar. În viitor se poate numi și ambasador și este practic invitația noastră către voi pentru a colabora atât pe partea de dezvoltare, dar mai ales în utilizare, în testare, în crearea de teme care să poată fi utilizate, în crearea de documentație, de manuale libere și orice alte lucruri care considerați că sunt utile.
Noi încercăm să organizăm și diferite evenimente de popularizare a utilizării Linux pentru educație. Avem aici, este o agendă draft și menționez acest lucru pentru a fi foarte clar, pe care o numim Soluții deschise pentru educație, preview, unde vom încerca să prezentăm această distribuție, precum și alte inițiative dedicate resurselor educaționale libere. De asemenea, este bine de menționat că proiectul Linux pentru educație nu reprezintă doar dezvoltarea unei distribuții, așa cum am primit feedback de la mai mulți vizitatori ai site-ului nostru, ci reprezintă și o invitație către voi de a crea și a utiliza resurse educaționale libere, mici enciclopedii, lucruri care să poată fi utilizate de către colegii, elevii sau chiar și părinții voștri, pentru a vedea foarte clar care este ce studiați la școală, care sunt pasiunile voastre și așa mai departe. Aș menționa faptul că grupul nostru de lucru are și adrese de mailing list pe care le puteți găsi pe Launchpad, la adresa Linux pentru educație rondlist.launchpad.net. Aici avem și bug-uri pe care ni le puteți raporta și menționăm că în acest moment ne dorim foarte mult să raportați aceste bug-uri și în momentul ăsta singurul sistem unde se poate raporta bug-uri sau pune întrebări este aici. Și menționez acest lucru deoarece mai multe persoane ne doresc să răspundem individual fiecarei întrebări sau fiecarei cereri de suport. Avem aici însă și Answers, care reprezintă o listă cu toate întrebările, atât întrebări frecvente, all FAQs, așa numitele întrebări frecvente, pe ce sistem poate rula, ce aplicații conține distribuția, de unde se poate descărca și alte lucruri care pot apărea în viitor, cât și alte întrebări care sunt la care noi am răspuns sau la idei la care ne gândim. De exemplu, care este distribuția de bază pentru Linux Edu, dacă există arhiva de resurse educaționale pe care noi am menționat-o și pe care am început deja să o creăm, dacă avem care sunt problemele comune în școlile românești. Și aș menționa aici, legat de acest aspect, faptul că am primit feedback foarte, foarte util și foarte constructiv de problemele majore, acela că am să menționez doar una din ele, celelalte le puteți găsi pe site. La examenul de competențe digitale, elevii care fuseseră pregătiți pe Windows se încurcau atunci când foloseau Linux. Nu găseau mai computer, new folder, copy-paste, butoane diferite. Și este de înțeles faptul că în momentul în care ne dorim ca Linux să poată ajunge la un anumit moment ca soluție pentru examenul de competențe digitale, atunci este bine să creăm o distribuție care să semene cu sistemele deja cunoscute. Dacă sunt orice fel de alte întrebări, noi vă așteptăm pe Launchpad, pe lista noastră de discuții. Da? Ok, pe care o aveți aici. Și vă stăm la dispoziție. Aici aveți și toate detaliile, care este wiki-ul, care sunt locurile de unde se poate downloada și toate informațiile care țin de Linux. Călin, cum stăm? Văd că mai are câteva minute. Ok. Atunci am să, pentru că tot mai avem timp, atunci o să introduc și eu o aplicație pe care noi o considerăm importantă și elementară pentru procesul de educație din România.
care se numește KiwiX. Folosind KiwiX, ai posibilitatea să îți downloadezi Wikipedia. Pentru cei care nu știau, există și MediaWiki. Wikipedia este dezvoltată peste o platformă care se numește MediaWiki și care este utilă în procesul de creare a unor documentații în mod colaborativ. Practic, Wikipedia fiind un proiect colaborativ și toate proiectele adiacente sunt de asemenea colaborative. Ceea ce este făcut cu acest tool MediaWiki poate fi downloadat folosind acest KiwiX și folosit offline. Mai mult, folosind acest tool, se pot genera aplicații de mobil folosind contentul respectiv. Deci, practic, puteți să vă creați propria enciclopedie, nu știu, gastronomică sau de geografie sau de istorie sau de ce vă mai place, folosind acest lucru și să-l împachetați atât ca aplicație desktop, cât și ca aplicație de mobil, fie Android, fie iOS, fie orice altceva. Doar ca să vă faceți o impresie, am să vă arăt cum arată Wikipedia, practic, în acest sistem. Practic, contentul este format din contentul care există pe Wikipedia și aici apar topicurile care sunt în legătură cu ceea ce voi ați căutat. Dacă vom mai avea timp, am să aduc în discuție și un alt proiect care se numește Avogadro și care este un editor de molecule. Practic, există posibilitatea de a folosi Avogadro în procesul de educație pentru a schimba modul în care se folosește și se predă în momentul de față chimia. Aș spune aici, mi-ar plăcea să cred aici că se poate vorbi și despre bioinformatică, dar din câte cunoaștem, acesta nu este un subiect care să se studieze în școala românească. Este și pentru bioinformatică. Practic, un elev sau un student poate să-și modeleze propria substanță pentru a o vizualiza mult mai simplu, fiind foarte utilă în această soluție fiind foarte utilă în predarea chimiei atât organice și dar și anorganice. Practic aici este vorba despre benzen, cum poate fi el modelat. Există foarte multe soluții deja modelate, însă recomandăm cu foarte mare căldură ca elevii să poată să învețe să-și modeleze propriile substanțe, tocmai pentru a le înțelege mult mai bine. Ar fi poate util de menționat, scuze-mă că te întreb. Da. Felul cum e gândit constructorul dă posibilitatea poți să lași ecranul ăsta. Vreau să spun că felul cum e gândit constructorul, și anume existând noțiunea de variante, e destul de simplu, după părerea mea, de creat o variantă nouă și când spun asta mă gândesc la profesorii de chimie, de exemplu, sau de fizică, sau indiferent, astronomie, biologie. Pot să-și facă propria variantă cu pachetele specifice materiei pe care o predau și distribuția respectivă să o utilizeze în laboratoarele lor, dacă există așa ceva în școlile din România. Sunt foarte la curent. Dar oricum ne-ar fi foarte util feedback-ul de genul ăsta de la profesor, nu neapărat de informatică, ci și de alte materii,
Și anume ce ar avea ei nevoie, ce au la dispoziție. Mă refer la infrastructură tehnică. Da, este bine că ai adus acest subiect în discuție datorită faptului că ne dorim foarte mult ca Linux pentru educație, Linux Edu, da? Dar nu doar această distribuție, să fie folosită la clasă de profesori folosind chiar proiectorul. Practic este nevoie, ideal ar fi să se folosească o tablă inteligentă, dar în cazul în care nu există, un monitor este suficient, un proiector este suficient. Sau dacă se poate folosi în laboratorul de informatică, cu siguranță va fi foarte, foarte bine. Da, practic de aceea noi documentăm pentru diferite discipline, pentru ca fiecare profesor, în funcție de materia pe care o predă sau de interes sau de soluțiile pe care și le dorește a fi folosite, să poată să-și aleagă una sau alta dintre aplicații. Ceea ce e bine de știut este că noi vă putem oferi suport sau vă putem îndruma să folosiți anumite aplicații în momentul în care, în momentul de față, folosiți aplicații comerciale, poate care sunt în versiune trial și care la un moment dat vor expira. Există de cele mai multe ori soluții libere care pot fi folosite în procesul educațional și care vă pot ajuta să învățați diferite lucruri sau să predați mult mai ușor. Dacă tot suntem aici, aș mai menționa faptul că există și pentru biologie aceste aplicații, există și pentru chimie. Uite, o să intru puțin. Pentru a fi arătat mult mai ușor tabelul lui Mendeleev, este de recomandat să se folosească această aplicație care practic le dă posibilitatea profesorilor să, îmi cer scuze, să arate mult mai bine informații despre sistemul periodic. Când o să-ți dau transmisia, o să te rog, dacă ai instalat, să arăți și ce periodic, pentru a fi mult mai ușor de înțeles, da? Sigur că da, vine inclus în variantă testing. Ok. Acum am să-ți dau transmisia ție. Se mai poate vorbi despre una alta. Se pare că pachetul pe care l-am dat, Ubuntu Edu Tertiary, e destul de mare și durează un pic mai mult decât m-am așteptat. Oricum se va vedea la capăt exact cât timp ia procesul în totalitate. Bun, spuneam mai devreme că ne-ar fi util sau ne-am bucura ca alți profesori să își creeze variantele lor și ca să fim cetățeni buni, dacă se întâmplă lucrul ăsta, ne-am bucura și mai mult să contribuie înapoi cu varianta pe care au făcut-o pentru a o include în repozitoriul de pe GitHub. Și anume să o punem aici în varianți, ca și alți oameni, alți profesori să o poată modifica la rândul lor, să o poată folosi la rândul lor. Adică este un mod colaborativ de lucru și pe toți ne ajută munca celorlalți. Bun, din câte văd, ăsta mai durează un pic. Bun, atunci eu propun ca să deschizi Linux Edu și să mai vorbim cu despre celelalte, mă refer la distribuție, da? Să
să arătăm această aplicație G periodic. Da, cum să nu? O secundă. O să iau o mașină deja instalată, să spunem 0.8. Aici e. Și să luăm un element. Luăm primul element, hidrogenul. Se oferă, se dau o groază de informații despre elementul hidrogen. Nu sunt foarte bun la chimie, dar pentru un profesor de chimie mă gândesc că unealta asta e foarte utilă. Da, ce am dorit noi, dacă se poate, să încurajăm profesorii din România să contribuie la aplicații cu sursă deschisă. De exemplu, G-Periodic, chiar dacă este o aplicație open source, liberă, ea nu este tradusă 100% în limba română și atunci, din experiența noastră, știm că resursele acestea sau softurile acestea sunt mult mai ușor de adaptat și adoptat de către elevi și de către profesori atunci când sunt în limba română. Deci, prin urmare, noi vă invităm la soluțiile pe care noi le introducem sau oricare alta să contribuiți, să vă îndrumați elevii și studenții să contribuie, pentru că în modul acesta putem folosi în limba română mult mai ușor resurse educaționale care sunt deja disponibile. Da, aici, ok. Nu prea mă pricep eu la... Deci aici este carbon 6, da? Ok. Da, în funcție de talentul fiecăruia se poate dezvolta o substanță sau alta. Într-adevăr, trebuie ceva de muncă pe fiecare, soluție ca ea să fie învățată, să se testeze, dar ele deja funcționează și cel mai important, marea majoritate a acestor soluții sunt deja folosite în educația de la diferite licee sau de cele mai multe ori facultăți din diferite țări. Și aici menționez Germania, menționez Statele Unite, dar și din România. Și dacă tot avem timp, aș dori să rog pe Călin să intre pe o adresă care se numește ocw.ks.pub.ro. Este adresa Facultății de Automatică și Calculatoare din București, care și-a deschis o parte foarte importantă din cursuri și aici puteți învăța într-un mod organizat despre baze de date, despre sisteme de operare, despre rețele locale, compilatoare, proiectarea. Sunt subiecte care pentru pasionații de informatică, calculatoare și automatizări pot fi foarte, foarte utile. Sunt atât subiecte avansate, dar și subiecte de genul introducere în informatică, metode numerice, programarea calculatoarelor, care reprezintă practic cursul de bază pentru programare și instrucțiunile limbajului C, unul dintre cele mai cunoscute limbaje de programare. Și cred că și multe altele. Asta ne mai punând la discuție faptul că există și mi-ar plăcea să arătăm celor care ne ascultă,
te rog să dai înapoi, da? Înapoi la așa, de, așa, și să mergi la ultimul curs de jos pentru a arăta faptul că există și un curs de Internet of Things. Este unul dintre cele mai nu știu, vehiculate cuvinte sau concepte în acest moment. Iar Universitatea Politehnică din București, dar sunt sigur că și alte instituții din țară, organizează școli de vară de Internet of Things, de cum să folosești anumite softuri care pot fi conectate cu diferite device-uri, uneori chiar și cu sisteme Arduino sau pentru a putea crea propriile dispozitive care să fie conectate la internet. Aici aveți și aplicații care au fost făcute deja, unele dintre ele sunt cu sursă deschisă, altele urmează. Deci, invitația noastră este aceea de a contribui la aceste proiecte free and open source sau așa cum mai sunt cunoscute în accepțiunea generală, programe FLOSS. Da. Ok. Aici mai durează un pic. Probabil că se va ridica undeva la jumătate de oră timpul pentru crearea ISO-ului. Atunci aș dori să te mai rog dacă avem timp să mai arătăm celor care ne ascultă și ne urmăresc un alt site care este ocw.mit.edu. Este un site unde puteți vedea cursurile de la renumita Universitatea Americană, cred că este în top 5 mondial, este vorba de MIT. Poți să mergi la cursuri, da? Courses, și acolo pe diferite topicuri se pot studia diferite tematici. Este un curs care menționez faptul că chiar și când eu eram student, ne ajuta foarte mult să înțelegem anumite concepte pe care la curs nu prea ne erau foarte clare. Aici aveți toate aceste cursuri de optică, de fizică, de relativitate, sunt împărțite pe departamente, chiar și de mecanică cuantică, de fizică nucleară. Deci, practic, aveți posibilitatea să urmați un curs sau cursuri complete de la universități de renume din lume. Practic, este util să se știe faptul că acesta este în momentul de față trendul internațional. Invităm practic cât mai multe universități să-și deschidă cursurile, tocmai pentru a putea calibra ceea ce se predă în școala românească cu viața reală, dar pe de altă parte și cu ceea ce se studiază în alte părți ale lumii. La fel, fără a mai arăta, există resurse educaționale și de la universități precum Harvard, Princeton, Yale, Stanford, Yokohama University, dar și multe altele de pe toate meleagurile de peste tot din lume. De asemenea, dacă toți suntem aici, aș vrea să te rog, Călin, să intri pe site-ul Coursera.org. Coursera.org. Da, aici iarăși sunt o resursă importantă de cursuri de la mai multe universități, Michigan, California, Arizona, foarte multe, care vă pot ajuta în procesul educațional.
Noi le utilizăm, destul de des și ne sunt utile tocmai pentru a vedea care este statusul și ceea ce se predă în diferite părți ale lumii. De exemplu, R programming, dacă dai puțin mai sus, Călin, este, da? Aici. Chiar acolo, da? Este un limbaj de programare foarte util, care are o șansă foarte mare în viitor să devină de referință. De asemenea, recomandăm profesorilor să să se uite peste limbajul de programare Python. Este un limbaj de programare simplu care poate fi predat și care este foarte util și pentru dezvoltarea de aplicații, atât web cât și desktop. Mai există un site educațional foarte util unde puteți să accesați aceste resurse educaționale. Este vorba de udemy.com. Da? Nu știu. Hai să căutăm Linux sau Python, da? Python. Linux? Bun. Da? Linux, Python. Python on Linux și sunt cursuri, sunt foarte multe cursuri. Ceea ce este de menționat este că aceste cursuri de foarte multe ori sunt gratuite și puteți să găsiți cupoane pe internet pentru aceste cursuri. Nu sunt... Se pot găsi, chiar dacă există acolo un preț, există șanse mari să se găsească pe internet cursurile acestea gratuite. Dar, practic, încercăm să arătăm faptul că există resurse. Poate e bine să ne întoarcem la cele de la MIT, care sunt cumva de referință, fiind două universitate de referință. Iar dacă tot suntem aici, te-aș ruga chiar să mai intri și pe un site pe care noi îl dezvoltăm, sciencehub.ro. Da, pe Science Hub practic ne dorim să creăm o rețea al celor care promovează știință, educație, resurse educaționale și avem aici mai multe evenimente, de exemplu un direct cu Agenția Spațială unde vom avea un invitat de la NASA. Puteți să găsiți mult mai multe evenimente pe care le organizăm pe pagina de evenimente. Apoi este bine de spus că poți să mergi la licee, te rog, Călin. Exact, acolo vreau să merg. Da, și aici practic am început să documentăm și să creăm câte o pagină pentru fiecare liceu cu care ne-am dorit să colaborăm. Ne dorim să colaborăm cu toate liceele din țară. Am observat că există undeva la 1150 de licee în toată țara. Noi le-am împărțit pe județe și... Uite, de exemplu, haideți să intrăm la liceul pe care eu l-am terminat, la Buzău, Colegiul Național Bogdan Petrecicu HDU, aici, da? Da? Primul. Practic, aici, în acest moment, am pus doar adresa web a liceului, precum și profesorii cu care colaborăm și la care toate aceste informații și toate proiectele pe care educaționale și științifice pe care le desfășurăm ajung. Aș mai menționa aici despre campus și am să răspund în așa ultimul, da? Campus, am primit o întrebare chiar acum de la unul dintre persoanele care ne ascultă. Dacă putem să promovăm și cursuri sau să organizăm cursuri libere cu caracter științific. Răspunsul este da și ne-am gândit deja la un asemenea curs pe care Adrian Buzatu de la CERN, acceleratorul de particule de la Geneva,
care a participat la unul din evenimentele noastre anterioare, împreună cu domnul Emil Onea, de la Uniunea Profesorilor de Informatică din România. Te rog să dai pe click pe acest prim curs. Nu, aici, aici. Da? Este un curs de informatică, aș spune chiar de programare, pentru fizicieni. Și este despre introducere în programare în limbajul C, folosind ca și exerciții modelarea sistemului solar. Modelarea sistemului solar și modul în care se poate face aceasta folosind programare este unul din cursurile pe care Adrian Buzatu le ține la Universitatea din Glasgow, acolo unde el își desfășoară activitatea. Și să sperăm că împreună cu Universitatea Politehnică și cu Uniunea Profesorilor de Informatică, o asemenea tematică ar putea să fie în viitorul apropiat disponibilă cât mai multor pasionați, atât de fizică, cât și de programare, în așa fel încât să modeleze sistemul solar. Sau există posibilitatea și de a avea exerciții legate de fizica soarelui. Este o fizică specială, diferită cumva de ceea ce cunoaștem noi. Invităm practic oamenii să exploreze, să vină cu idei care pot fi apoi implementate. Aș mai menționa aici pagina de proiecte. Da? Proiecte. La proiecte noi am propus și urmează să începem să demarăm aceste proiecte. Top 500 olimpici internaționali. Olimpici internaționali fiind de-a lungul timpului un subiect foarte mediatizat, însă foarte puține persoane cunosc care este traseul acestor olimpici după ce ei pleacă de cele mai multe ori din țară sau aceia care rămân în țară. Este foarte important să se cunoască și mai important probabil să fie promovate cariere de excepție în domeniul cercetării și educației. De asemenea, tot ca și proiecte, am început deja să creăm manuale și software educațional, practic să traducem software educațional cu licență liberă și să promovăm aceste soluții. Conferința de știință Science Talks, la care l-am avut invitat pe Adrian data trecută, Adrian Buzatu de la CERN, acum pe Aurora Simionescu de la JAXA, Agenția Spațială Japoneză. Aurora a lucrat anterior și la NASA. Sau resurse educaționale libere, practic o arhivă completă cu materiale care pot fi utilizate în educație, un curs de jurnalism de știință și multe altele. Sau, de exemplu, ar mai fi de făcut și ne-am dorit să putem colabora pe un proiect care să se numească Open Science și care să reprezinte experimente științifice atât în format scris cât și video, care după aceea să poată fi utilizate în procesul educațional și, de ce nu, de cele mai multe ori fiind folosite resurse care se găsesc la îndemâna profesorilor, să poată fi repetate în diferite părți ale României, precum și o conferință care să promoveze soluțiile FLOSS, Free and Open Source, în mediul educațional românesc. Sunt multe idei. Există și o echipă foarte mare pentru aceste lucruri. Noi avem și un program care se numește Science Ambassador. Este diferența dintre ambasador și voluntar, așa cum este cunoscut în România, este faptul că pentru noi ambasador al științei, în cazul acesta, este o persoană care se implică activ în proiecte
nu doar ale noastre, ci orice proiect de știință timp de 6 luni, în care înțelege foarte bine și poate să contribuie la, un proiect, contribuția persoanei respective fiind semnificativă. De asemenea, există și posibilitatea unui de a fi voluntar. Diferența față de ambasador este că un voluntar de obicei se implică punctual. Avem 3 tipuri de ambasador. Ambasador în liceu, unde poate fi un elev sau un profesor care vrea să promoveze aceste proiecte. Ambasador în facultate, asemănător cu cel din liceu. Și ambasador în județe, în așa fel încât practic este un coordonator local cu care se poate lua legătura în așa fel încât să primească și suport, să știe care sunt evenimentele științifice care au desfășurare în perioada respectivă. De aceea noi vă invităm să ne scrieți și să, în momentul în care doriți să colaborați la unul dintre proiectele noastre sau orice alt proiect de știință. Bun, Marian, te întreb că după câte se aude, nu trebuie să aude și la voi, există un formă de fond, e laptopul meu care lucrează de zor. În momentul ăsta văd că s-a terminat generarea de ISO, a durat mult mai mult decât mă așteptam. Asta e din cauza că pachetul Ubuntu Edu Tertiary e mai mare. Conține alte multe pachete, câte pe mine se plosă și mai departe. Dar să trecem la lucruri concrete. Ce a făcut BuildSH-ul? Comanda care a fost dat BuildSH Testing. El în final mi-a generat unde e? Aici e logul, dacă vreau acela e. Și aici e ISO-ul, care are 1,6 giga, înseamnă că e mult mai mare decât ne așteptam în pachetul respectiv. Da, să instalăm ISO-ul ăsta, să vedem cam ce se întâmplă. O secundă, trebuie să și copiez aici. Deci, așa o scurtă recapitulare, ce am făcut? Am schimbat numele variantei, i-am spus testing, lucrul ăsta se va vedea în primele ecrane. I-am schimbat fundalul mediului desktop, am adăugat pachete suplimentare și am schimbat fundalul login managerului. Să vedem cum le ia în considerare când pornim... Când pornim distribuția. Aici. Linux Edu Testing 0.1. Asta e. Continua. E un Ubuntu pe 64 de biți. Îl lăsăm cu 1 giga de RAM. În timpul instalării o să vorbesc un pic și despre cerințele de sistem. Linux Edu Testing 0.1. Aici pornește. Așa, asta e imaginea de fundal pe care am ales-o mai devreme. Se poate observa că e deja în limba română totul. Are și câteva efecte, nu știu, sper să se vadă în captura asta video. Efecte la meniuri, de exemplu. Chiar și la meniurile astea de sus. Au așa un efect de... apare mai din topor. La fel și la minimist. La maximizare sau la restaurare. Dar bun, ce e mai interesant aici? Da, și un pic de transparență pentru ferestre inactive. Ce e mai interesant e instalarea propriu-zisă.
aici, într-o versiune ulterioară, va fi aleasă implicit limba română, deocamdată o pun eu manual. Îi dau continuă. Cine a instalat Ubuntu se va simți ca acasă, pașii respectiv sunt identici cu ce oferă Ubuntu. Practic e pachetul Ubiquiti, care e installerul de Ubuntu și pe care îl folosim și noi. Și a calculat automat cât spațiu trebuie să fie disponibil pe hard disk, overlay 6 giga. Dar eu mă duc pe valorile implicite, îi dau next, next, next. Șterge tot discul, oricum sunt într-o mașină virtuală, deci nu o să-mi afecteze cu nimic sistemul. București. Tastatura românească, unde se pot și genera diacritice. Numele dumneavoastră utilizator. Haideți să-i spunem la mașină Linux Edit Testing, userul utilizator și o parolă. O să-l las aici să înceară parola ca să se poată observa schimbarea imaginii de fundal la Login Manager. Dacă i-aș da autentificare automată, practic nu mă va mai întreba de parolă și va intra direct în sistem. Și cred că astea sunt singurele informații care mi le mai cere. După cum puteți vedea, încă nu avem o versiune finală. De ce spun asta? Mă refer la imagine de aici din timpul instalării. Astea încă sunt cele din Ubuntu. Ubuntu e un Ubuntu plus Windows Manager XDE. Avem nevoie de un grafician care să ne ajute un pic cu imaginea asta, avem nevoie și de un logo și în primul rând de documentație și tot în primul rând de o listă de pachete care să satisfacă nevoile reale ale profesorilor. Și după cum v-a spus Marian, trebuie să se discute pe launchpad. La answers, la code, pardon, la bugs. Și la answers. Deci, practic, launchpad-ul e o resursă prin care păstrăm, menținem un canal de comunicare cu utilizatorii finali. Aici se pot pune întrebări, request-uri, dacă vrea cineva un anumit pachet, și așa mai departe. A durat un pic mai mult decât mă așteptam. Ca să fiu sincer, nu am mai testat o generare de ISO cu pachetul Ubuntu Edu, dar numai bine puteți vedea cum se comportă și cât de stabil e în stadiul actual constructorul. Practic e un pas care nu l-am mai făcut până acum și în mod normal ar trebui el să descurce să nu introducă bug-uri sau nefuncționalități în ISO-ul final. Putem, în timp ce el instalează, putem să ne uităm peste lista de pachete la educație. Multe încep cu capa. Asta înseamnă că vin din mediul KDE, care necesită un pic mai multe resurse decât cele care nu sunt KDE. Și că tot venim vorba de resurse. Nu știu exact cum stă treaba cu infrastructura tehnică în licee și școli, dar bănuiesc că nu e high-end, nu e de ultimă generație. Din motivul ăsta, când am început să dezvoltăm constructorul și remixul Linux Edu, am ales să mergem pe LXDE, pe Windows Managerul LXDE, pentru că necesită puține resurse. Gândindu-ne că în realitate, în școli, ne vom lovi de calculatoare slabe.
Linux Redu sigur funcționează pe un calculator cu 512 RAM, probabil că funcționează și pe un calculator cu 256 de mega de RAM. Trebuie testat, asta e una la mână, și doi la mână, pe calculatoare foarte slabe și cu 256 de RAM, aplicațiile care încep cu K sau care conțin K, cum ar fi ca Algebra, ca Turtle și așa mai departe, vor merge încet, dacă vor merge. Deci un minim recomandat pentru cantitatea de memorie 512. Asta e recomandarea. Probabil că poate fi făcut să meargă și pe 256, dar bun, instalarea nu ar trebui în mod normal să dureze foarte mult. Pot să pornesc și din mediul live un pachet. Dacă tot stăm și... da, unde vreau să ajung la internet. Aici trebuie să fie inclus și transmission, care l-am pus în packages list. Deci, dacă ar fi să ne uităm retrospectiv, ce mi-a trebuit? Am avut să finalizat. Îmi dau recornește acum. Ce mi-a trebuit ca să-mi fac varianta mea? Îmi s-a pus un enter că ar putea fi un CD. Îmi dau un enter. Ce a trebuit, de ce am avut nevoie ca să fac varianta mea, a fost să copiez directorul Palade, care conține o versiune stabilă deja, și să adaug pachetele de care am nevoie în fișierul packages list. Și să rulez apoi BuildSH-ul care generează ISO-ul pe care tocmai l-am instalat. Deci cam atât de simplu o personalizare și realizarea unui remix cu editorul constructor. Bun, ăsta e login managerul. Aici, înaintea căsuței, am ales destul de prost background-ul și am e foarte închis. Dar înaintea acestei căsuțe scrie user. Noi o să spunem, o să ne vedem cu utilizator. Se vede că s-a schimbat și background-ul. Parola. Super. Și deja avem un sistem instalat. Localizat în limba română, cu aplicațiile pe care le-am dat. Hai să pornim Calcium. Să vedem cum funcționează. Ei, știe să pornească. Nefăcând repetiții pentru problema asta, s-ar putea să apară probleme. Opa, Algebra pornește ceva? Da, pornește. Deci la Calcium, chiar pe ăla l-am ales, are o problemă. Bun, pe Calcebra se poate vedea că beneficiază de traduceri, adică e deja în limba română. Ar trebui să meargă și alte aplicații. Asta cred că, da, face funcții matematice. Deci, astea sunt aplicații cu care elevii, dar și studenții, își pot face o parte din temele pe care le-au de făcut acasă. Și menționez aici că eu, personal, când eram în liceu, îmi făceam teme la diferite materii folosind softuri, bineînțeles, mult mai puțin dezvoltate decât sunt cele de acum. Da. Da. Cam asta e povestea cu generarea de variantă personalizată. Ok. Da, Călin, eu vreau să-ți mulțumesc că vreau ca cei care văd acest webinar să ne contacteze, să contacteze orice program open source pentru a contribui. Dacă sunt pasionați de știință, Science Hub este și pentru ei. Noi încercăm ca aceste informații să ajungă la cât mai multe licee din țară.
Iar în momentul în care vă doriți ca soluțiile pe care noi le realizăm sau pe care noi le promovăm, mai bine spus, să ajungă și în liceul sau în facultatea voastră, nu ezitați să ne contactați. Noi vă mulțumim și vă așteptăm și la următoarele webinarii pe care le organizăm. O seară plăcută! Să rămânem.